Cântarea corului a fost o rugăciune în care vi s-a dorit râul păcii și al iubirii să fie revărsat peste voi, dragi miri. Amin. Să nu uitați că la nunta voastră s-au citit două texte de fericire. Și înțeleptul spunea în cartea Eclesiastul, citesc din capitolul 7, versetul 14, în ziua fericirii, fii fericit. Dar așa cum am amintit de dimineață, în altă familie este astăzi întristare și textul continuă cu cuvintele și în ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă. În cuvântul anterior vi s-a dorit o călătorie fericită. Eu vă doresc tot ceva legat de fericire, oprindu-mă în mod deosebit la psalmul 127 și psalmul 128, treptele fericirii în familie. Ne-am rugat, v-ați rugat și voi, Scriptura spune că Dumnezeu este fericit, în mod absolut fericit. Și fericirea nu poate să vină numai de la El. Există ceva fericire și fără El, dar tot prin bunăvoința Lui. Pentru că orice ar avea oamenii pe pământ, viața sau alte haruri, vin de la El. Cine ar putea să spune, eu în mod absolut independent de Dumnezeu, am reușit să fiu fericit. În Psalmul 73, un om al lui Dumnezeu, Asaf, a fost pe moment de altă părere și spunea el, citesc în versetul 12, așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți, nu vin la biserică, nu interesează de Dumnezeu și de viața sfântă. Îi observăm, dacă ne mai păcălesc și reclamele sau alte imagini, chiar că ne creează impresia că sunt fericiți. Și spunea el aici că sunt și bogați și asta până la moarte. Eu făcea o observație similară, citesc din capitolul 21 al cărții sale, versetul 13, își petrec zilele în fericire, se pogoară într-o clipă în locuința morților. Și am putea să dăm exemple, nu? Familia Nicolae Ceaușescu și Elena. Au avut de toate, au murit dintr-o dată. N-au chinuit cu săptămânile, cu lunile, doar așa, scurt. Dar urmașilor, viitorul lor, nici măcar aici pe pământ nu se poate ca Dumnezeu să nu spună cuvântul cândva și să se dovedească că cei răi urcă pe treptele fericirii așa pe una, dau să urce pe a doua și cad jos, în nefericire. Spunea profetul Maleahi, vorbit din partea Domnului, capitolul 3, versetul 15, acum fericim pe cei trufăși. Sunt astfel de momente, au în parte realizări. Da, celor lor le merge bine, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Numai că în continuare vorbește de perspectiva eternă, de înviere. O, cât ar fi dat bogat să-mi schimbe locul cu Lazar, nu s-a mai putut. Dragii mei, treptele fericirii, s-a citit doi psalme treptelor, cu Dumnezeu urcă până în slavă. Chiar dacă uneori urcăm greu pe aceste trepte, alții urcă înaintea noastră. Și cum spunem psalmul 20, noi îi depășim, ei cad, noi rămânem în picioare și ne continuăm ascensiunea spre fericirea eternă. Doamne, ajută! Acest psalm sau acești amândoi psalmi vorbesc despre fericire la nivel de familie. Citesc psalmul 127, vorbește de la versetul 1 de o casă, de la versetul 3 de nevastă, de copii, versetul 5 este și mai complet, să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Dar dacă este vreunul aici care nu-i familist, să știe că poate urca și el pe aceste trepte, scrie în versetul 1, psalmul 128,
ferice de oricine se teme de Domnul, și dacă nu e căsătorit. Spune Dumnezeu în Isaia 56, le făgăduiește la cei fără familie un nume mai bun decât fii și fiice, vor fi și ei fericiți pe aceste trepte, numai că noi urcăm în grup, ei urcă solo, dar toți urcăm înspre împărăția lui Dumnezeu. Iată câteva trepte de fericire. Prima treaptă, pe care ca familist, dacă vrei să fii fericit, trebuie să pășești. E o treaptă, de fapt, care nu pășești cu picioarele, mai degrabă te caseri cu mâinile, ca Ionatan cândva și cel ce-i purta armele. Capitolul 128, versetul 2. Căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit. Fericirea de a munci pentru casa ta. Vă rog să observați ce scrie în capitolul 127, versetul 2. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Ca familist trebuie să muncești mai mult, dar cu asta nu vrem să spunem să vă îndemnăm la o muncă supranormată. Două schimburi de dimineață până seara târziu și fără binecuvântare. Dumnezeu dă binecuvântare, dar numai celor ce muncesc. Este sănătoasă munca pentru minte, repet, munca normală, nu supranormată, și pentru întreg trup. Iob spunea la un moment dat că ar fi fost o vinovăție pentru vechii proprietari ai pământului să nu-l muncească. El avea o avere însemnată, dar era un om harnic, activ. De aceea este foarte important și le spunem celor doi că Dumnezeu a spus omului să muncească încă pe când era în grădina Edenului. După ce l-a dat afară, între spini și pălămidă, trebuie muncit până la transpirație. Munciți în mod deosebit la tinerețe, la bătrânețe mai se acceptă oarecare pensionare, deși Dumnezeu la Adam nu i-a vorbit de pensionare, a spus până moare trebuie să muncească. Dar la bătrânețe ne putem alege noi orarul, până atunci uneori ne-l fac alții. Cum se spunea aici de părinții voștri că au muncit pe trei schimburi, mamele poate n-au muncit pe trei schimburi, au muncit pe toate trei odată. Dar muncind, te bucuri de lucrul mâinilor tale. Nu trebuie neapărat să începi cu un palat, nici chiar nu e indicat. Ne vor invidia prea mult alții. Ionadab fiul lui Recap le-a spus fiilor săi să nu zidească case, dar nu le-a spus să nu muncească. Te bucuri poate de o garsonieră la început, de o mobilă simplă, de ceva ce poți, de ce nu, te bucuri și de o masă. Ai muncit împreună, soția te așteaptă cu drag, tu ai adus ceva, ai făcut o surpriză. Fericirea de a munci împreună în casa ta, uneori te bucuri de un copilaș că muncește și el, mi-amintesc că eram cu nepoței la grădină și le-am dat să ducă din mașină niște bidoane. Și era unul care a prins un bidon de 5 litri, dar n-avea nici 2 ani. Și-a dat seama că nu mai poate duce în brațe, dar nu s-a lăsat, mi-a plăcut, el l-a târât până la destinație. Te bucuri și de atât, e fericirea de a munci împreună. Și asta e frumos. Să muncim cu drag pentru casele noastre. Iacov a muncit 7 ani pe degeaba la socru. Și scrie în Genesa 29 cu 20 că anii aceștia i-a supărut ca vreo câteva zile. Să-l fi întrebat, Iacov a fost greu? Da, de unde? Nici o săptămână. Și când acolo a fost o săptămână de ani, ești fericit și te bucuri de lucru mâinilor tale. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să urcați pe treptele de a avea ceva în viață. Amin. O altă treaptă de fericire pentru viața de familie. Scrie în 127 cu 3 la 5. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecului este o răsplată dată de el.
Versetul 5, ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu copii. Ferici! Versetul 28 cu 3, nevasta ta este ca o viță roditoare într-o casă tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Fericirea de a avea copii, nepoți, urmași, n-ați auzit pe frași ce se laudă cu câți nepoți, cu câți trănepoți unii surorile de asemenea, se uită la ei, îmbrățișează, iau în brațe pe rând. Este o fericire pe care o lasă Dumnezeu în familie, este o nouă treaptă. Mă uit uneori la câte o mămică ce este la primul copilaș sau câte un tătică, e mai stângaci așa, dar se bucură. E o fericire pe care Dumnezeu o lasă în casele noastre. Să-i vezi împreună la masă, să te viziteze, să-i auzi la telefon. Da, Dumnezeu a lăsat lucrarea aceasta în familiile noastre. Bucurați-vă de ea! E drept că în familiile noastre sunt copii mai mulți, dar știi, când te uiți peste ei sau când vorbești cu cineva care e de altă părere, zici, na, pe care nu trebuia să-l fac. Și îți dai seama că sunt niște întrebări care n-au sens. Că dacă ai spune, băi, pe tine nu trebuia să te fac. Vai, ce sarnă că și bietul copilaș, tocmai pe mine. Pentru că fiecare se bucură de viață. Este o lucrare pe care uneori nu o înțelegem pe deplin. Dar spuneți-mi mie, noi înțelegem toate lucrurile? Nu le înțelegem noi. Dumnezeu le știe pe toate, numele Lui să fie binecuvântat. Să vă dea bunul Dumnezeu harul să vă puteți bucura unul de altul, de copii dacă vor veni. Să vă zic de nepoți, de acum mai prea devreme, lasă. La vremea lor toate lucrurile, nu? De nepoți, spunem la părinții voștri că sunt aici. Așadar, este o altă dimensiune în fericirea vieții de familie. Dar dacă pe aceste două trepte de fericire pot urca și cei de afară, se bucură să aibă avere, se bucură să aibă copii, este o treaptă mai înaltă pe care unii nu pot păși. Acolo e fericirea mai mare. Un frate, într-o zi la serviciu, este abordat de o doamnă, o colegă, și îi spune, lasă-mă să spun ceva. Era vremea comunistă și el îi zice, la sfârșitul schimbului, se temea că apoi îl reclamă. Iar vine doamnă, te rog, lasă-mă, neapărat vreau să spun, hai, zi repede. Am visat asta noapte, eram pe malul unui lac, mea ta era în mijlocul lacului, în apă până la gât, avea o bucurie, cu mâinile pe sus, zâmbeai, râdeai. Și mă zic, ce apă e asta de zdă un asemenea entuziasm? Zice, eu eram cu sandale, am dat sandale jos, am băgat numai vârful la dește în apă și m-a cuprins un entuziasm de m-am trezit din vis bucuroasă și acum stau bucuroasă, de aia nu m-am răbdare până să termină schimbul, să spun. Spune-mi, ce lac e acolo? Zice, în vis mie mi se părea că e spre Ghiroda. Și el zice, spun, aseară am fost la adunare la Ghiroda. Și ce a fost acolo? A fost o slujbă frumoasă și la urmă frații la închiri au pus pe o soră să mulțumească Domnului. Asta bătrânică, vroia vorbea mai greu, deci eu mă uitam așa, dar n-au putut pune pe cineva așa cu o voce mai răsunătoare, o ecou în sală. Și în timp ce mă uitam spre ea cu dispreț, am avut o vedenie. Să uita un înger spre ea și nota toate cuvintele din rugăciune. Așa cu drag o privea și am zis, Doamne, iartă-mă, spune la solul ăsta tău să-mi arunce și mie o privire, măcar întreacă-t. Zice, când s-a întors așa spre mine solul ceresc, a venit peste mine o bucurie, n-am mai știut că sunt în adunare sau sunt răpit. Zice, Doamnă, asta e bucuria ce o gustă sfinții. Zice, dar uite acum în timp ce povestești, parcă e bucuria mai mare, ce acum ai băgat numai vârful deștilor, intră de tot, pășește înainte. Asta e următoarea treaptă de fericire și spune Scriptura aici, ferice de oricine se teme de Domnul și insistă, versetul 4, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul și 127 cu 1 zice, dacă nu zidește Domnul, adică ce
înseamnă asta. Relația ta cu Dumnezeu, când Dumnezeu îți întinde mâna și te urcă pe trepte spre El, guști adevărata fericire. Oamenii nu l-au apucat sau Dumnezeu nu i-a apucat încă de mână. Să te suie și să fii urcat, cum spune Scriptura, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Da? Povestea o mămică, într-o noapte au trezit-o copiii și a apucat să cânte. Și a simțit că e Domnul Iisus în cameră. Și așa bucurie se trezise soțul și povestea el apoi, zice, nu m-am mișcat, nu cumva să se oprească din cântare. Toate mămicile au bucurie când își văd copiii în brațe, dar dacă e și Domnul acolo în casă, dacă dimineața nu doar te sculi, dimineața pornești la treabă, spui vreau să fie o treaptă mai înaltă de fericire, vreau să adun astăzi. Dar dacă te trezești cu Domnul și dacă seara este un episod tot cu Domnul, asta e cea mai mare fericire pentru noi și pentru copiii noștri. Desigur, v-ați bucurat când au luat copiii premiul întâi anul ăsta, nu? Dar când îi vedeți aici, când îi vedeți în apa botezului, bucuria mai mare. Și cei de afară nu au. Astea sunt fericirile care le păstrează Dumnezeu pentru ai Lui, binecuvântat să-i fie numele. E foarte important să te simți fericit la tine acasă. Știți ce a zis Naomi către Rut? Surorilor, Rut 3:1. Vă citesc. Așa ar trebui să doriți dumneavoastră pentru toate nurorile dumneavoastră, să nu fie cam povestea românească, soacra să fie de necaz și de fericire. Rut, capitolul 3, versetul 1. Fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. La ce se referea? Aș vrea să ai bărbat. Și a avut și un copil și spune Scriptura aici, când s-a născut și acesta, versetul 15, copilul acesta îți va înviora sufletul. Dar înviorarea adevărată a fost pentru că în cartea Rut, peste tot era prezent Dumnezeu, au plecat la seceră, Domnul să fie cu voi. S-au întors acasă, au zis Naomi seara, și Dumnezeu este plin de îndurare. Nu a fost fericirea numai pentru că au avut ce să mănânce, că erau muritoare de foame, că au văzut mâna lui Dumnezeu în fiecare zi. Și asta ne dă aripi. Și cei de afară n-au aripi și nu pot urca pe treptele astea. Relația cu Dumnezeu este mare fericire pentru familiile noastre, mărit să fie Domnul. Chiar dacă nu ai urcat pe toți pe trept, cine are în mod un copil, poate îi pregătești o casă. Dacă ai 10, te bucuri așa să dai o mână de ajutor la fiecare. Da, dar experiențele astea cu Domnul sunt net superioare. Pentru că sunt de natură spirituală. Îmi povestea un frate din nordul țării, ca ultimă experiență a casei lor. Îi cunosc. Am fost în casa lor, chiar cu un grup de tineri de aici, am fost la evanghelizare și am servit masa la ei, peste 10 copii. Și sora rămăsese din nou însărcinată. S-au dus la rugăciune și Domnul i-a vorbit, femeie, în pântecile tale e o ființă de parte bărbătească și una de parte femeiască. Dumnezeu așa a hotărât pentru tine. S-a dus la medic la satul mare și spune, Doamne, am venit la un control, dar vă spun eu, am sarcină gemelară. Ai mai fost la eco? Nu, am fost la rugăciune. Dar ce e aceea? Cum adică la rugăciune vouă vă spune ce aveți în bord? Zice, probați acum, vedem. Doamna se uită exact așa. Vreți să ne fiți medic programat pentru naștere? Mă tem, Doamne, mă tem. Căutați un altul. Atunci zice sora, da, nici până acum n-am avut doctor programat, dar așa au zis unii că e bine să ai un medic. Lasă-o pe seama lui Dumnezeu. Au continuat să se roage și Domnul a vorbit din nou. Femeie, pentru că nu te-ai împotrivit nici de data asta, îți voi face un har. Mă voi îndura de tine cum nu a auzit oamenii și nu cred că se poate. S-o dus să nască, cine o fă de tură? Doamna. Văleu, n-am scăpat de tine.
Zice, Doamne, fii liniștită că nu o să fie greu. Și spunea sora, mie mi-a confirmat soțul ei, a născut gemeni fără durere. O să am născut alții, dar cu durere. Dar de data asta mi-a promis Dumnezeu ceva. Vedeți? Astea sunt experiențe pe care le dă Dumnezeu celor ce se tem de El. Și ce-i mai frumos, și spun asta în încheiere, să ne ajute Bunul Dumnezeu să vedem pe copiii copiilor noștri. Și până la urmă noi trebuie să ne încheiem pagina, nu? Și plecăm. Și parcă mai vrea și să vedem pe copiii copiilor copiilor noștri. Și să fim stră bunici. Dar noi plecăm, închidem ochii, ne ducem și totuși vine vremea. Când îi vom vedea și vom fi în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu să ajungem acolo, atunci am urcat toate treptele fericirii. Am ajuns la singurul stăpânitor și fericit Dumnezeu, numele Lui să fie slăvit. Vă dorim, dragi miri, fericire. Urcați, munciți, acceptați viața de familie, dar mai presus de toate, fiți credincioși lui Dumnezeu. Și Bunul Dumnezeu să se îndure de toate familiile și să ne cerceteze cu îndurarea sa și cu fericirea ei, vremelnică și eternă. Amin.